Bună seara! Schimbări la Dacia! Lupii galbeni s-au despărțit de 6 jucători. Printre ei sunt Dumitru Popovici, Aleș Schuster și Igor Kostrov. Despre aceasta a anunțat site-ul oficial al vicecampioanei Moldovei. Pe lângă Popovici, Schuster și Kostrov, Dacia s-a despărțit de Ustin Cerga, Alexandru Chiciuc și Victor Comlionoc. Ultimii trei, conducerea lupilor galbeni, nu a dorit să prelungească contractele. În schimb, Dacia a prelungit contractul pentru 2 ani cu unul din jucătorii emblematici ai clubului, Ghenadie Orbu. Am jucat aici atâți ani, nici sunt român, totuși echipa mea. În plus, lupii galbeni vor semna cu Gheorghe Ovseanikov, Ibrahima Camara și Yuri Shevel. Despre aceasta a anunțat site-ul sports.md. Obiective la echipă, hai să zic așa, ele sunt ca de obicei, cum era și în echipa asta, pe tot parcursul evoluției, lupta în fiecare, hai să zic, meci, la victorie, nu se pun, hai să zic așa, scopuri mari. Dacă nu se prea chiar să câștigăm campionatul, aceleși cupele europene, să fie permanent în medalia asta, tot e un plus foarte mare. Sigur, nu poți să iei echipa să nu iasă, să nu se lupte. Atunci pentru ce să mai ieși dacă nu ai obiective? Cred că are rost. Eu cred că, oricum, permanent am jucat pentru să câștigarea titlului și să fim printre primii. Și asta va fi în continuare și în campionatul următor tot. Всегда приятно, когда молодым дают поиграть, потренироваться с первой командой. Следующего сезона, думаю, буду играть уже. Dacia a ocupat locul 2 în divizia națională sezonul 2012-2013 și va reprezenta Moldova în cupele europene. Echipa antrenată de Igor Negrescu își va afla adversara din turul întâi preliminar al Ligii Europa la 24 iunie. Meciurile sunt programate pe 4, respectiv 11 iulie. Să progresăm referitor la prestația jocului, atât cât și să reușim să trecem de prima rundă, să încercăm de a doua să trecem. Adică noi vom depune tot efortul. Pentru că băieții se antrenează cu suflet. FC Tiraspol se pregătește de cupele europene. Echipa antrenată de Vlad Goian a semnat cu 5 jucători, printre ei sunt Dumitru Popovici și Artem Hachaturov. Anunțul a fost făcut pe site-ul oficial al clubului. Pe lângă Dumitru Popovici și Artem Hachaturov, la FC Tiraspol vor mai evolua Vadim Rață, Igor Poiarcov și Iurie Mârza. Popovici a jucat ultima oară la Dacia, iar ceilalți 4 fotbaliști la Șerif. În schimb, echipa antrenată de Vlad Goian s-a despărțit de 7 jucători. Maxim Maximenko, Serghii Lupceac, Stanislav Ivanov, Jude Ogada, Ibrahima Camara, Gibril Peie și Gheorghi Gheorghiev. În plus, conform presei din România și din Moldova, la FC Tiraspol ar putea juca fundașii români Ovidiu Mendizov scoară, dar și mijlocașul lui Șerif Serghei Gheorghiev. În schimb, ucraineanul Evgen Zaricniuc ar putea pleca la Șerif. FC Tiraspol a înregistrat cea mai bună performanță din istoria clubului în sezonul 2012-2013, după ce a cucerit Cupa Moldovei, dar și medaliile de bronz în campionat. Echipa antrenată de Vlad Goian își va afla adversara din turul întâi preliminar al Ligii Europa la 24 iunie. Meciurile sunt programate pe 4, respectiv 11 iulie.